cam să fie copilotul meu, introtura de shakedown, testele de dinaintea cursei. Vedem dacă o să-i placă. Domnul Vlădoiu, acceptați provocarea? Cu mare drag și sunt ferm convins că o să-mi placă, nu mult, foarte mult. Este pentru prima dată pentru domnul Vlădoiu și așa că eu o să stau aici să-l susțin cu pumnii strâns să fie bine. Să rămână, mulțumesc! Vlădoiu, cum a fost? Tu și știai traseul. Știam traseul, păi sunt din Budeasa, fabulos. Bine, știam, n-ai cum să fie altfel lângă un campion, dar am cunoscut și traseul pentru că mai mă duc din când în când la Budeasa și mi s-a părut fantastic. Intră în curve, cum acționează viteza, fabulos. A sunat așa imaginarea, ți-a apăsat cu piciorul în... Nu, să știți că nu. I-am spus lui Simone că... Maximă, n-am avut nici cea mai mică emoție și mă bucur, i-am mulțumit frumos pentru experiența asta unică, e prima dată când fac asta și am promis că atunci când voi mai avea posibilitatea o să vin cu mare drag. Traseul a fost unul de viteză foarte, foarte mare și într-o zonă pe care el o cunoștea destul de bine și a reușit să-mi dea și niște informații de folos, așa că ne-am bucurat împreună pe probă, a fost o experiență frumoasă. Și aveți și dumneavoastră provocare pentru Simone? Am o minge să-i dau lui Simone, da, să-mi facă puțin menținerea mingii, o să pasăm puțin între noi, o să-l ajut să câștige indiferent cum mă transfer și în arbitru, așa că sunt ferm convins că el va fi numărul 1, deși nu are nevoie pentru că este numărul 1 la raliuri și va fi și la fotbal cu siguranță. Bine, bine, Jole! Uite, bă, ce înseamnă spiritul de echipă! Bine, mă! Astăzi suntem la Raliul Argeșului, ne pregătim practic de o etapă destul de importantă, nu este o competiție grea pentru că sunt foarte mulți kilometri. Emoții astăzi? Da, am cu siguranță câteva emoții. Speram să fie un raliu frumos și o să încercăm să fim cât mai rapizi. După ce i-a arătat lui Jean Vlădoiu cât de bine se pricepe la jonglerii cu mingea de fotbal, campionul tempestinii s-a concentrat complet asupra raliului Argeșului. Era o etapă importantă pentru el și echipa lui, mai ales că urma o cursă pe un traseu dificil în condiții meteo nefavorabile. Tempestinii și circuitul! A fost un raliu frumos, ne-a ieșit bine, destul de greu, condiții grele, însă am reușit să avem un ritm bun. Ne-am simțit bine, ne-am descurcat bine, cred că am putea să fim mulțumiți de rezultat. Mersi!